seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Șoferii de pe rutele interurbane cer majorarea tarifelor de călătorie. Aceștia amenință că vor intra în grevă dacă Ministerul Economiei nu va accepta scumpirea biletelor în această săptămână. Primul caz de gripă sezonier a fost înregistrat în capitală. Femeia la care a fost depistat virusul a fost internată în spital. Vlad Plahotniuc încearcă să obțină azil politic în Statele Unite ca să nu poată fi extrădat. Declarația a fost făcută de Igor Dodon într-un interviu pentru agenția de presă rusă TASS. Fiul de 3 ani al unui politician ucrainean a fost ucis după ce câțiva indivizi au deschis focul în direcția mașinii acestuia. Transportatorii insistă ca tarifele la călătoriile pe rutele interurbane să fie majorate. Ei au cerut Ministerului Economiei să accepte scumpirea biletelor săptămâna aceasta și amenință că în caz contrar vor intra în grevă. Autoritățile însă cer ca mai întâi să fie create condiții în transport și abia după asta ar discuta despre scumpire. Transportatorii care operează rute în țară și în suburbii sunt nemulțumiți de tariful care este acum de 48 de bani per kilometru și le cer autorităților majorarea acestuia. Ministrul s-a arătat dispus de a semna memorandum, însă până acum nu este semnat. Dacă memorandum semnează în redacția actuală, atunci noi coborâm cerințele noastre de la 92 de bani per kilometru la 74 sau 76 de bani per kilometru. Astăzi aceștia au trimis o scrisoare ministrului economiei Anatolu Satei în care au solicitat ca decizia să fie luată în această săptămână. În caz contrar, vor protesta. Dacă nu se adoptă decizie de majorare a tarifului, nu ne rămâne altceva decât să ieșim la un nou protest. Și iarăși vom fi în piața mare națională și vom suspenda un număr mare de curse pe întreaga țară. În nivel de confort, în nivel de serviciu care este la moment, majorarea nu este justificată. Poate treptat, cine mai are nivel de confort mai înalt, poate treptat de introdus aceste tarife majorate ca idee. În blicul de asta vechi, care avem plângeri și Facebook-ul e plin de servicii de calitate serviciilor, pentru ce-ți majorăm și acolo. Șoferii susțin că din cauza tarifelor mici nici nu pot asigura condiții mai bune pentru călători. E spintru de a majora tarifurile, trebuie și călătoria pentru călători să fie normală. Alți șoferi însă sunt de părerea că majorările vor nemulțumi călătorii. Și așa nu-s călători. Unii să mai măresc prețurile. Lumea asta n-are bani. Ei care au bani să duc cu mașinilor. El n-a zis la rutieră. Nu-s oameni, n-au bani. Nu se ridici prețurile la tarifuri. Aici nu fac și mult de tarif, dar de combustibil. Trebuie să dai prețurile în jos. Iar cei care circulă des cu microbuzele interurbane spun că și așa este foarte costisitor. După pensiunea noastră, le avem la 1000 de lei, nu se primește bine. E scump, clar că e scump. Pentru un bilet de asta trebuie să lucrăm o zi. Pensiile le afa, se ridică, dar se ridică tot producția, tot așa și e scump. Foarte urât. Cum încă să mai ridici prețurile oamenii și așa nu au bani să plătească cum este. Biletul dacă și eu leacă mai scump, dar omul să margă pe scaun. Ultima dată tariful pentru călătoriile interurbane a fost majorat în 2012. Ministrul Economiei urmează să convoace o altă ședință unde se va discuta despre această problemă. Rusia schimbă accentele dinspre Europa spre China în domeniul energetic. Astăzi a fost inaugurat primul gazoduct între cele două țări. Acest șec vede rusesc-chinezul strategic взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Între timp, presa scrie că profitul gigantului rus Gazprom s-a prăbușit cu 45%. De ce? Vă explicăm în jurnal. Primele zile de iarnă au adus și primul caz de gripă sezonieră. Virusul a fost depistat la o femeie de 60 de ani din capitală care este internată în spital. Pentru a ține departe boala, medicii recomandă imunizarea. Unii spun însă că nu prea au încredere în vaccin. Primul caz de gripă sezonieră din acest an a fost deja înregistrat la o femeie în vârstă de 60 de ani din capitală. Aceasta nu s-a vaccinat, iar după mai multe zile în care s-a simțit rău, s-a adresat la spital pentru îngrijiri medicale. Inițial ea a fost spitalizată nu la noi în instituții, fiindcă semnele care le-a prezentat din start erau semne mai mult caracteristice pneumoniei. Acum aceasta este internată la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, unde i s-au făcut mai multe analize.
iar în urma testelor de laborator a fost confirmat virusul de tip AH3N2. Medicii spun că pacienta este în afara oricărui pericol. Starea generală a pacientei este de gravitate medie. Ea și a fost de gravitate medie și este și la în prezent. Pentru a ne proteja de virus, trebuie să ne vaccinăm înainte de izbucnirea unei epidemii. Potrivit medicilor, anticorpii se formează în 2 săptămâni după imunizare. Vaccinarea este gratuită și ne păzește de gripă doar pentru un sezon. Deja au fost vaccinate, au fost utilizate primele 50.000 de doze de vaccin pentru copii și femeile gravide, în primul rând. Majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit astăzi însă ne-au spus că nu au încredere că doza de vaccin îi poate proteja. Organismul se poate lupta cu microbi și așa că stăm nevaccinați. Nu știu, poate pentru alții ajută, dar pe mine nu mă ajută. Fiindcă într-un an am făcut și vaccină și din bolnăjim m-am bolnăjit. Nu, și n-am în gând, că n-avem încredere în vaccină. În această perioadă rece a anului, medicii recomandă să purtăm astfel de măști chirurgicale. Potrivit lor, este una dintre cele mai bune metode alături de spălatul mâinilor pentru a preveni îmbolnăvirile. Luna trecută în țara noastră au ajuns 100.000 de doze de vaccinuri, iar până la sfârșitul acestei săptămâni ar trebui să ajungă următoarea tranșă. Potrivit celor de la NSP, pentru vaccinuri au fost cheltuite peste 12 milioane de lei. Gripa se transmite ușor de la o persoană la alta prin strănut, tuse și obiecte contaminate. Printre primele simptome se numără febra ridicată, durerile de cap și secreții nazale. Crimă în stil mafiot. La Kiev, mai mulți indivizi au deschis focul asupra mașinii unui politician ucrainean în timp ce acesta se afla în automobil. Un glonț a nimerit în băiețelul de 3 ani al bărbatului, care a murit în drum spre spital. Câțiva suspecți au fost deja reținuți de poliție. S-a întâmplat aseară când deputatul ucrainean se afla în automobil împreună cu băiețelul lui de 3 ani. La un moment dat, un grup de indivizi au deschis focul asupra mașinii. Poliția susține că atacatorii ar fi încercat să-l împuște pe politician. Мисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у 3-річного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Indivizii au nimerit în băiețel care se afla pe bancheta din spate. Unele surse susțin că glontele a nimerit în regiunea capului. Copilul s-a stins fiind în ambulanță în drum spre spital. Tatăl acestuia le-a spus polițiștilor că imediat după tragedie a găsit un buchet de flori lângă mașină și crede că acesta ar fi un mesaj de la atacatori. Alexandru Sobolev este un om de afaceri din Donetsk, zonă ocupată de separatiștii proruși. Vlad Plahotniuc și-ar dori să obțină azil politic în Statele Unite ca să nu poată fi extrădat. Declarația a fost făcută de Igor Dodon într-un interviu pentru agenția de presă rusă TASS. Mai multe detalii la acest subiect are colega noastră Elena Suvac. Elena, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Întrebat de jurnaliștii de la TASRU unde este Vlad Plahotniuc, Igor Dodon le-a spus care informații, precum că acesta se află în Statele Unite și ar vrea să obțină azil politic pentru a nu putea fi extradat în Republica Moldova sau Rusia. Odată ce ar intra în țara noastră, fostul lider PD ar putea fi încătușat imediat. Cel puțin asta a declarat președintele. În interviu, Igor Dodon a menționat că chiar dacă regimul Plahotniuc a încercat să strice relația dintre Republica Moldova și Rusia, aceasta se îmbunătățește. În interviu, șeful statului l-a lăudat pe Ion Chicu, spunând că acesta a purtat negocieri importante privind reducerea prețului la gaze naturale și exportul produselor moldovenești în Rusia. Vlad Plahotniuc a plecat din țară în luna iunie, imediat după ce democrații au cedat puterea. Pe numele lui este pornit un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sorina? Elena, mulțumesc. O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în apropiere de Peresecina. Buți acuratne na dorogă, ребята! Accidentul s-a produs astăzi la prânz. Femeia în vârstă de 46 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă, iar automobilul s-a răsturnat. În vehicul se afla un pasager în vârstă de 22 de ani. Șoferița a fost rănită și transportată la spital, iar acum starea ei este stabilă, spun medicii. Profitul gigantului rus Gazprom s-a prăbușit cu 45% în ultimele 3 luni. S-a întâmplat pentru că au fost livrate mai puține gaze în Europa și în fostele țări sovietice. În schimb, Rusia s-a orientat spre China, iar astăzi a fost inaugurat primul gazoduct spre această țară, numit Puterea Siberiei.
Cu mult fast, Rusia a inaugurat primul său gazoduct spre China, cu o lungime de 2000 de kilometri, care ajunge la frontiera ruso-chineză. Urmează ca statul asiatic să finalizeze gazoductul ce va face legătura cu metropola Shanghai. La inaugurare au participat președinții celor două state, care au discutat printr-o conferință video. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Отмечу, что контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу «Силы Сибири» в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. Контрактul are o valoare de 400 de miliarde de dolari pentru o perioadă de 30 de ani. Până acum, vânzările de gaze naturale spre Europa și Turcia reprezentau cea mai mare parte a profiturilor realizate de Gazprom. În ultimele trei luni, însă, compania a registrat un profit cu 45% mai mic decât în aceeași perioadă în 2018. S-a întâmplat din cauza exporturilor mai scăzute, iar Gazprom a fost nevoit să taie prețurile pe piața sa de bază din Europa. Totodată, Europa are deja depozitele pline cu gaze și ajunge la saturație, iar livrările de gaz natural lichefiat de peste ocean sunt din ce în ce mai mari. Unii da, alții ba. Scandalul legat de construcția unei biserici pe teritoriul grădiniței numărul 150 din capitală s-a prins din nou. Prezent la fața locului, viceprimarul Victor Chiron a dat o explicație bizară. Situația este semilegală, a spus acesta. Cu detalii revenim în jurnal. Casa Albă este gata de sărbătorile de iarnă. 10 de brazi de Crăciun, luminițe și jucării au împânzit holurile clădirii. Melania Trump a avut grijă de ultimele detalii și s-a grăbit să anunțe despre asta pe rețelele de socializare. Iar la Bethlehem, pomul de Crăciun a fost inaugurat cu focuri de artificii. Cerul a explodat în culori odată ce au fost aprinse luminițele de Crăciun. Pomul uriaș a fost inaugurat lângă biserica, înălțată pe locul nașterii lui Isus. Sute de oameni adunați la Betleem s-au bucurat de momentele magice și au sărbătorit împreună. Mai ales că în aceeași zi, un cortegiu de clerici a adus un fragment din ieslea lui Isus, păstrat într-o bazilică din Roma. Acesta este darul lui Papa Francisc pentru locuitorii din Betleem. De sărbătorile de iarnă, orașul este vizitat de numeroși pelerini din toată lumea. Este gata de sărbători și Casa Albă. Melania Trump apare într-un filmuleț în timp ce se plimbă pe holurile clădirii și pune la punct ultimele detalii. Zeci de brăduți împodobiți, ghirlande, jucării, lumânări și luminițe au înfrumusețat Casa Albă, oferind o atmosferă de basm. Cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, a fost luminată în culorile drapelului României aseară de Ziua Națională a Țării. Momentul a avut loc odată cu lăsarea întunericului. Internauții au filmat clădirea colorată în roșu, galben și albastru și au publicat imaginile pe internet. Anual, pe 1 decembrie, România marchează Ziua Națională cu parade și demonstrații în diferite orașe ale țării. Grădinița din sectorul Ciocan, reparată cu 15 milioane de lei din bugetul primăriei capitalei, a fost inaugurată astăzi. La ceremonie a fost prezent și Ion Ceban. Primarul nu a putut să ne spună de câte grădinițe mai este nevoie în Chișinău pentru ca micuții să nu se mai înghesuie în grupe. Evenimentul a început atunci când și-a făcut apariția Ion Ceban. După ce primarul a luat cuvântul, a urmat tăiatul panglicii. Deși misiunea trebuia să-i revină edilului, acesta i-a rugat pe copii să o taie. Momentul a părut mai mult o înscenare. Panglicile care se detaie copiii din instituția lor. Hai, bravo!
Părinții spun că au așteptat mult timp să se deschidă instituția ca să-și poată aduce copiii. Tot ne se spunea că în septembrie, noiembrie și chiar uneori soluțiile s-au epuizat de a lăsa copilul în grija cuiva, pentru că noi, părinții, trebuia să mergem la serviciu. E pe așa de deiță. Am mâncat picot și ceai. Aveți jucării aici? Da. Te-ai jucat astăzi? Da. Cu ce te-ai jucat? În grădinița numărul 155, numită Norocel, sunt deschise 14 grupe cu o capacitate de 320 de locuri. Din cele 4 grupe de creșă, doar 3 sunt complete. În moment, conform platformei online, e-grădiniță, sunt înscriși 220 de copii. Vedem pe parcurs deja care sunt ofertele și vedem după capacitate cum părinții se prezintă pentru a pregăti, pentru a aduce documentele, actele pentru înregistrare. Felicitări. Grupe de creșă, 3 completate, una încă nu este completată. Grupa numărul 14 încă nu este completată în întregime. Planificăm, așteptăm cererile părinților. Reparația instituției a început în noiembrie anul trecut, iar lucrările au costat în jur de 15 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Ion Ceban spune că în prezent în capitală sunt în total 150 de grădinițe, iar întrebat de cât de mai este nevoie, acesta ne-a spus că... Multe. Mai avem nevoie, multe. Grădinița creșă 198 a fost redeschisă în urma numărului mare de solicitări din partea părinților. Aceasta a fost închisă în anul 2000 în urma unei decizii a primăriei Chișinău, iar blocul a fost dat spre folosință liceului Mihail Berezovski, pe atunci Ștefan cel Mare, din cauza numărului mare de elevi. Revenit recent de la Moscova, Ion Ceban urmează să meargă și la Kiev până la sfârșitul acestei săptămâni. La sfârșitul acestei săptămâni vom pleca la Kiev. Pentru că așa cum te invitați, cine a invitat eu, acolo ne-am dus. O să ajung la București neapărat, în cel mai scurt timp, să vedeți. Nu știu. Am plătit noi din sursele noastre, că nu reușeam, așa a fost să fie, că ad hoc s-a primit. Nu din bugetul primării, n-am cheltuit bani publici. Păi asta așa a fost, da. Mi s-a spus cu o zi înainte că, uite, suntem așteptați dacă este posibil și n-am zis că este posibil și am găsit opțiuni cum să mergem. Nu sunt cele mai mari costuri pentru bilete, pentru cazare ne-a fost asigurată, alimentare ne-a fost asigurată, noi am plătit biletele din sursele noastre, a patra oară spun. Întreba dacă va merge și la București, Ceban a spus că da, dar nu știe când. Acum două zile, Ion Ceban a avut o întrevedere la Moscova cu omologul său, Serghei Sobeanin, de la care a cerut utilaj de dezăpezire pentru Chișinău. Dar nu a primit încă un răspuns, spune primarul. După ce i-a fost validat mandatul, primul oficial străin care a intrat în biroul lui Ion Ceban a fost ambasadorul Rusiei la Chișinău. Scandalul legat de construcția bisericii de pe teritoriul grădiniței numărul 150 din capitală s-a aprins din nou. Pe terenul din curtea grădiniței, edificiul continuă să fie înălțat spre nemulțumirea unor părinți. Astăzi acolo a mers viceprimarul capitalei, Victor Chironda. Explicația acestuia a fost destul de ciudată. Situația este semilegală, a spus el. Deși mai mulți părinți spun că nu și-au dat acordul pentru construcția bisericii, pe alții nu-i deranjează că în curtea grădiniței se ridică un lăcaș sfânt. Mi-am adus copilul la această grădiniță numai din considerentul că știam că aici se construiește o biserică. Astăzi acolo a mers viceprimarul capitalei, Victor Chironda, care a spus că autoritățile locale au eliberat documente împotriva regulamentului și că biserica se construiește ilegal. Și ceea ce se întâmplă aici este rezultatul faptului că până acum autoritățile locale nu și-au făcut treaba. S-au încălcat norme de construcții și multe alte lucruri. Acesta nu a oferit soluții, dar a promis că problema va fi pusă în discuție la ședința Consiliului Municipal. Hai să zicem așa, este semi-legal. S-a eliberat o serie, s-a eliberat un certificat de urbanism care stă semnătura funcționarilor din acea vreme din primărie și care le permite să construiască obiectiv de menire socio-culturală. Noi trebuie să ne așezăm și să vedem ce putem exact să facem aici. Să vedem cum să facem așa ca să nu încălcăm legea,
pentru că odată legea a fost încălcată și nu mai trebuie să o mai încălcăm odată. Și membrii grupului online Părinți Solidari spun că lucrările de construcție sunt ilegale și că acolo ar trebui să fie ridicat un centru cultural, spiritual și nu o biserică. Cât noi nu am solicitat și cât nu au solicitat autoritățile, ei n-au putut prezenta nimic. Aici trebuia să fie o bibliotecă cu centru de educație moral-spirituală. Locuitorii blocurilor din apropiere însă susțin construcția bisericii și spun că acum e prea târziu să se dea înapoi. O trebuie să nu-i dea voie deodată să o facă. Dar dacă i-o dat voie, apoi și e bun să îi sprăjească. Biserica din curtea grădiniței a ajuns în atenția autorităților după ce mai mulți părinți au postat imagini pe rețelele de socializare cu slujbele care se oficiau acolo. În capitală sunt cel puțin 10 biserici ridicate pe teritoriile grădinițelor și ale școlilor. 7 ani de seri perfecte au fost sărbătoriți printr-o petrecere de poveste. Vă arătăm în câteva minute cum a fost la aniversarea emisiunii O Seară Perfectă și cu ce ținute au uimit invitații. Mai multe case din satul Tomai, Găgăuzia, dar și grădinița din localitate au rămas fără lumină azi dimineața asta după ce un microbuz a ajuns într-un stâlp de electricitate. Vehiculul a fost proiectat în pilon în urma impactului cu un autoturism, șoferul căruia a pierdut controlul volanului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. În schimb, mai multe linii de înaltă tensiune au fost rupte. Scriitoarea Tatiana Țebulac a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler de președintele român Klaus Iohannis. Premiul i-a fost acordat ieri de Ziua Națională a României pentru activitatea literară. Fosta prezentatoare Pro TV se află acum în Franța și spune că a aflat despre acest lucru din presă. Despre asta s-a anunțat într-un comunicat al președinției de la București. Tatiana Țibuleac a fost astfel răsplătită pentru creația literară. Contactată de noi, fosta jurnalistă ne-a spus că a aflat despre premiu de pe internet și nu ar fi fost înștiințată oficial, de aceea nu vrea să vorbească prea multe la subiect. Stabilită la Paris, fosta prezentatoare Pro TV susține că își petrece acum timpul mai mult lecturând decât scriind. Acum n-am scris nimic. Anul acesta cred că mă ocup de lecturi și mă bucur de cărțile altora, ceea ce nu este mai puțin important. Și o să, nu știu, dacă o să vină vreo carte într-o zi, o să vină, dacă nu, nu. Tatiana Țibuleac și-a făcut debutul în literatură în 2016 când a publicat volumul de proză scurtă Fabule Moderne, iar în 2017 primul său roman, Vara în care mama a avut ochii verzi. Grădina de sticlă, a treia sa carte, i-a adus succesul câștigând premiul Uniunii Europene pentru literatură. Scandalul interceptărilor, dubla identitatea lui Vlad Plahotniuc, furtul miliardului și situația aeroportului Chișinău. Aceste subiecte vor fi puse în discuție miercuri la Consiliul Suprem de Securitate, care se va convoca în noua componență. Igor Dodon a ieșit astăzi în fața presei la briefingul săptămânal ca să-și anunțe agenda. Săptămâna curentă vom discuta subiectul ceea ce ține de așa numitul furtul miliardului. Ne interesează poziția noului procuror general pe informația la ora actuală, cât și vom lua unele decizii pentru urmărirea activilor în afara țării, activilor celor care au contribuit sau au participat în furtul miliardului. Asta, dar și scandalul interceptărilor, dubla identitate a lui Vlad Plahotniuc sau situația aeroportului Chișinău sunt temele care vor fi reluate și discutate, doar că în prezența noilor colegi din Consiliul Suprem de Securitate. Componența CSS a fost actualizată după instaurarea noului cabinet de miniștri și numirea unui nou procuror general. Insistăm pe rezilierea acordului de concesiune. Ce a făcut guvernul Maia Sandu vom afla la ședința Consiliului Suprem de Securitate, pentru că Ministerul Justiției, fostul Ministerul Justiției, trebuia să meargă în judecată. Detalii nu avem. Mai mult de atât, Dodon insistă pe deschiderea încă două aeroporturi internaționale în țară, unul la nord și unul la sud, prin metoda parteneriatelor publice-private. Sectorul energetic rămâne o problemă în această iarnă, spune Dodon, în condițiile neînțelegerilor dintre Ucraina și Rusia. Nu depinde de noi, stimați jurnaliști, depinde de relațiile între Ucraina și Rusia. Noi ne pregătim de scenariul de bază și de scenariul alternativ. Contractul este pregătit, va fi semnat cu două scenarii în el.
Adică, dacă nu se va tranzita gazul rusesc prin Ucraina, atunci acesta ar urma să ajungă la noi prin gazoductul de la sud sau un altul de la nord. Indiferent de posibilitate, prețul de livrare rămâne același, spune șeful statului. În ceea ce ține de creditul oferit de Rusia, președintele susține că negocierile se vor finaliza până la sfârșitul acestui an, iar rata dobânzii nu va fi mai mare decât cea acordată de ceilalți parteneri ai Moldovei. Ședința Consiliului Suprem de Securitate ar urma să aibă loc miercuri. Și-au cumpărat mașina cu $100, iar peste câțiva ani au vândut-o cu o sumă uriașă. Doi soți din Statele Unite au primit un cec de $1,000,000 pentru automobilul achiziționat cu 30 de ani în urmă. Este vorba despre un vehicul care a apărut într-un film cu James Bond. Vehiculul din 1976 a apărut în filmul cu James Bond, Spionul care mă iubește. Faimoasa mașină se transformă în peliculă într-un submarin și lansează rachete sub apă. 13 ani mai târziu, doi soți din Long Island au plătit $100 pentru o mașină abandonată într-un centru de depozitare. Tranzacția a avut loc pe nevăzute, ceea ce înseamnă că nici cumpărătorul, nici vânzătorul nu știau ce se află în garajul respectiv. Au aflat cu stupoare că este vorba despre acest automobil. Recent, miliardarul Elon Musk le-a propus o sumă uriașă proprietarilor pentru celebra mașină, iar cei din urmă au acceptat. Ei au luat $1,000,000 pentru mașina cumpărată cu $100 acum 3 decenii. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost cel mai profitabil din istorie în Statele Unite. De Black Friday, americanii au cheltuit suma record de $7,4 miliarde. Cumpărăturile online au crescut cu aproape 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Un sfert din comenzi au fost făcute de pe telefoanele mobile. Cei mai mulți au cumpărat jucării, electrocasnice și gadgeturi. Și asta nu este tot. Astăzi este Cyber Monday, adică luna cibernetică, prima zi de luni după ziua recunoștinței, când se așteaptă vânzări de $10 miliarde. A fost cam povestea seară la petrecerea dată de emisiunea O Seară Perfectă. La aniversarea celor 7 ani, invitații s-au transformat în personaje de basm, iar muzica și tortul de sărbătoare au făcut atmosfera magică. O zi de naștere ca o poveste, așa a fost aniversarea celor 7 ani de Seri Perfecte. Datorită dress code-ului, protagoniștii au devenit personaje de poveste. Emisiunea O Seară Perfectă împlinește 7 ani de când reușește să vă facă vouă serile minunate. 7 ani înseamnă că suntem mai maturi, mai ambițioși, mai perseverenți. Iar eu mai cred că voi iubi, zboară fluturi și nu se mai întorc. Canapeaua Serilor Perfecte s-a mutat și ea într-o nouă locație. De-a lungul serii, în studioul improvizat, s-au perindat cei mai tari invitați. Obsedat doar de privirea ta, m-a prins ușor cu ea, sunt dispus să încerc, câștig sau pierd. Oaspeții au intrat în pielea unor personaje. Prezentatoarea jurnalului de știri de la ora 20, Sorina Obrej, a fost o apariție memorabilă. Ea s-a făcut remarcată și a fost premiată pentru asta. Felicitări din partea noastră și să-mi zici de ce porți aceste coarne. Păi în fiecare zi le port, dar ele nu se văd. Azi se văd. Pe lângă aniversarea emisiunii, O Seară Perfectă, în prima zi de iarnă, a fost sărbătorită și Ziua Națională a României. E o zi mare, e o zi importantă, este o zi în care dați-mi voie să folosesc prilejul să-i felicit pe absolut toți românii, indiferent unde s-ar afla ei cu ocazia Zilei României. La mulți ani, români! De 7 ani, la O Seară Perfectă, poveștile se reflectă pe micile ecrane, iar aseară, invitații au gustat din acest deliciu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Vlad. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă și o săptămână reușită.